Bună seara și bine v-am găsit, sunteți la TV Buzău, la a patra putere. Discutăm despre un partid despre care n-am mai vorbit de mult timp. Probabil că n-am avut nicio activitate cu care să iasă în evidență. Asta nu rămâne decât să ne contrazică domnul Silviu Roșioru, președinte interimar al organizației județene PPDD Buzău. Bună seara, bine ați revenit, domnul Roșioru. Bună seara, bine v-am găsit. Vă rog. Și nu cred că nu Partidul Poporului nu și-a făcut datoria. Eu cred că nu, chiar zis că nu ați avut ceva cu care să ieșiți în evidență. Nu, n-am zis că nu și-a făcut. Depinde la ce vă referiți. Da, o să vedem, o să discutăm, avem timp. Să nu omitem faptul că sunteți și consilier municipal. Da, așa este. Bun. Am mai rămas doar doi, am fost patru. Doi dintre ei au trădat sau ce? Nu, n-au. Au migrat. Au avut o altă opțiune acum, și anume s-au dus către PSD. Mă rog, tot tăcuți sunt și acolo în tabăra PSD, adică asta acolo este. Sunt mai tăcuți, ca să mă exprim așa. Da. Dar, vedeți dumneavoastră, au rămas doi, dar buni. Doi, dar buni, adică da. Dumneavoastră și... și Neagu Marian. Asta Consiliul Local. Și la Consiliul Județean care mai e situația? Andreea Gâdiuță și Bogdan Vasilescu, după demisia dată de Eduard Dumitrașcu și plecarea domnului Mântoiu. Domnul Mântoiu a plecat tot așa către PSD, a migrat cu ordonanța, iar domnul Târcavu Marius către PLR. Aha, deci tot din doi tot din patru tot doi. Da, da, da. Cum s-a nimerit asta așa să fie și colo și colo câte doi? Doar atât au putut să fure, domne. Ce să fure? Din consilierii pe PDD. Nu, cred că ei și-au dorit asta din tot timpul, dar prin Partidul Poporului au găsit o oportunitate și când au avut posibilitatea de a pleca, au plecat fără păi, să... Dar cine i-a pus pe listă, domnul Roșioru? Nu i-ați pus pe listă acolo? Păi, tot timpul... Ați făcut parte din echipa care a făcut lista, nu? Da, sigur că da, dar păi... în momentul când pui pe listă, l-asculți și îi urmărești și activitatea. Din punctul meu de vedere, Târcavu Marius, un om deosebit, Țori Lari, un profesionist, el și-a dat demisia și... acum se ocupă de proiecte și are o altă activitate la Ministerul Transporturilor. Era incompatibil și din această cauză și-a dat demisia. Eduard Dumitrașcu tot la fel a văzut că și a crezut că este mult mai eficient la centru și în Ministerul Fondurilor Europene. Ca secretar de stat. Da, ca secretar de stat. Da, păi nu s-a luptat domnul Dumitrașcu cu Ciocoi. Da, s-a luptat, a și dat rezultate. Ați văzut că ceea ce a spus în campanie și din 2012 până când a plecat s-a și adeverit lupta pe care ce? A dus-o. Așa, că... Toate neregulile care erau la nivel de Consiliul Județean, la nivel de municipiu, de consilii locale din județ. Bun, asta înțeleg, dar mă refer la activitatea domnului Dumitrașcu din Consiliul Județean, care la început, într-adevăr, a fost una... A fost o voce, a fost o opoziție. Cred că când ultimii 20, de fapt în ultimii, în 25 de ani, cred că a fost singura opoziție care a fost la Buzău. Cea domnul Eduard Dumitrașcu. Știți foarte bine, când a venit la Buzău, a găsit un partid cu o organizație distrusă, a refăcut-o foarte repede, a strâns un nucleu, totul s-a făcut rapid, n-a avut timp nici să-i cunoască pe oameni, recomandările au fost cum au fost, totul s-a făcut în pripă, dar acum a rămas un nucleu, cred eu, bun și o organizație sănătoasă cu... oameni muncitori care țin de această organizație, da, județeană. O să discutăm și despre organizație. Rămânem la Consiliul Județean. Deci ați rămas în doar doi consilieri, da, pe PDD. Bun. Da. Cum votează consilierii pe PDD? Politic vorbind, adică cu cine ați stabilit vreo alianță sau așa cum este la nivel central?
Deci de când sunt președinte interimar, eu am luat decizia și am și spus la nivel național că noi consilierii vom vota cum ne dictează nouă conștiința, în folosul oamenilor. Nici de cum nu facem alianțe nici cu stânga, nici cu dreapta, noi ne menținem undeva la mijloc. Da, bun, asta e bun textul ăsta, întotdeauna. Mie îmi place textul ăsta cu interesul cetățeanului. Nu știu dacă este text sau dacă nu e. S-a și văzut lucrul ăsta. Dar la anumite proiecte de hotărâri unde la mijloc erau oameni politici sau numiri de vicepreședinți, de exemplu, cum s-a întâmplat recent, ați mers cu opoziția, de fapt, cu cei de la PNL. Da. În marea majoritate. De s-au mirat și cei de la PSD să uitau așa peste drum. Cum să zice că sunt grupul PSD este undeva față în față. Da. Cu cei din opoziție și să uitau așa mirați cei de la PSD, bă, dar voi ce faceți? Adică nu mai respectăm protocolul la nivel național. V-am spus că noi am luat hotărârea și așa ne-am stabilit să votăm în folosul cetățeanului, nici de cum după înțelege sau după protocol. Bun, bugetul Consiliului Județean, l-ați votat? Nu l-am votat. De ce? Pentru că consilierii au decis că nu au suficiente detalii de acest buget. Vedeți dumneavoastră, cei doi vin din zone diferite, consiliera noastră, activitatea ei... După Valea Buzăului, nu? Da. Celălalt este om de afaceri, deci nu au... Îți trebuie, ca să studiezi un buget, să ai studii economice, să... analizezi foarte bine orice. Sunt consilier local, nu? Sunt. Tocmai de-aia... Adică pentru că n-au fost în cunoștință de cauză, au votat împotrivă sau cum? Nu, n-au votat împotrivă, s-au obținut. Mă rog, s-au obținut. S-au obținut, da. Ăsta ar fi motivul că n-ar avea cunoștință? Nu, neapărat. Și eu... Tu ne pestezi așa ca să-ți dai seama acolo, uite, în dreptul maternității să mai poate vedea o cifră. Iar, domne, dăm bani și nu deschidem maternitatea asta? Tocmai de aia. Tocmai asta i-a determinat să se abțină și să nu voteze acest buget. Pentru asta. Ceea ce am făcut și noi la Consiliul Local. Sunt anumite cheltuieli care nu se justifică. Sunt așa cum a fost an de an, așa s-a întâmplat și anul acesta. Bun, mai discutăm în continuare despre Eduard Dumitrașcu. Și-a dat demisia astăzi din funcția de secretar de stat de la Ministerul Fondurilor Europene. Da, asta a fost dorința lui. Deci va da demisia și din partid? Nu știu, este hotărârea domnului Eduard. Da, am vorbit, a spus că o să se mai gândească. Problema lui nu e de acum. Hotărârea a vrut să o ia de acum o lună de zile. De un an de zile este dezamăgit de dezertările și plecările parlamentarilor din partid, discuțiile care au fost la nivel la conducerea partidului și presiunea pe care o puneau parlamentare pe conducerea partidului. De funcții, de negocieri, cum să spun eu, pe acești parlamentari interesa mai mult interesul propriu decât interesul partidului. Și asta l-a făcut să fie dezamăgit și dezgustat de părerile și felul unor oameni care n-au fost altceva decât oportuniști pentru acest partid. Păi, dar dânsul cum a ajuns la Ministerul Fondurilor Europene, domnul Roșu? Păi, printr-o negociere în urma... Nu s-a aliat cu acei parlamentari? Da, dar ca și în Consiliul de Administrație la TVR, el s-a dus cu un gând de a face ceva și de a construi. Și văzând că singur nu poate să facă și neavând niciun sprijin, așa s-a gândit și că aici, cu funcția aceasta de secretar de stat, să poată să pună umărul și să...
aducă un plus acestui minister. Știți foarte bine, adică știți. El s-a considerat că a fost izolat, atribuțiile au fost limitate. Cred eu că asta l-a determinat să ia această decizie. Da. Cred că asta ar fi, știți foarte bine, el este un om pragmatic și un om luptător și ceea ce a promis și ceea ce hotărâre a vrut să ia, le-a luat într-o direcție bună. Și a dorit tot timpul să fie eficient, nici de cum să fie un oportunist. Bun, încă o întrebare legată de Consiliul Județean. Veți face o alianță dacă cei de la PSD sau... Cum a fost decizia asta? Ați avut vreo discuție înainte de a zice că, domnule, nu colaborăm cu socialdemocrații? Nu. Cum ați luat decizia asta? Decizia noastră și știți foarte bine, noi vrem ca aceste proiecte de hotărâre să le analizăm și le înțelegem, le studiem, să fim siguri că sunt în folosul cetățenilor, nu să aibă vreun ascunziș sau alte... Știți bine, o ședință de consiliu, la Consiliul Județean ținea înainte 3 minute, 4 minute. Nici de cum, adică niciodată nu se aducea un proiect de hotărâre în discuție, niciun consilier nu lua cuvântul și nu poți așa pe bandă rulantă fără să analizezi, să votezi. Și acum e diferit? Nu este diferit, dar nu poți să fii de acord fără să... Nu poți să fie de acord cu toate proiectele. Sunt păreri și păreri și când sunt bune, se votează cu PSD-ul, când sunt rele, votează cu opoziția. Așa s-a făcut tot timpul. Bun, ne mutăm la Consiliul Local, acolo unde aveți un fotoliu rezervat. Cum comentați demisia viceprimarului Sebastian Radu? Nu pot să... Sebastian Radu știe, el știe singur ce a vrut să facă cu această demisie. Dacă curajul ăsta pe care l-a avut trebuia să-l aibă de când a început și a început mandatul din 2012, asta este părerea mea. Și au fost multe posibilități și oportunități în care să ia cuvântul și să spună lucrurilor pe nume. Și atunci când a fost proiectul de hotărâre vizând constituirea de parte civilă a Consiliului Local și când am avut proiectul cu apa meteorică și tot timpul când cu fântâna arteziană, acum, văzând situația, cred eu, cea de la Brașov, cu domnul primar, cred că i-a venit și curajul și un pic, de ce să nu spun, și un pic de teamă. Că lucrurile nu or să evolueze, cred eu, după părerea mea, atât de bine cum a fost până la această decizie juridică. Da, a fost o liniște, a fost un... O așteptare și acum fiecare își apără interesele. Bun, dar legat de acea constituire ca parte civilă, înțeleg eu că recent opoziția ar mai fi dorit să promoveze un astfel de proiect în Consiliul Local? A fost o discuție, dar... Așa mi-au spus mie niște surse. Da, a fost o discuție, dar noi am făcut odată acest proiect de hotărâre. Bun, atunci s-a făcut, cine vrea, poate să-l facă. Noi, oricând, din partea noastră e binevenit, să votăm pentru... Au venit cei de la PNL, mă rog, acum e PNL. Da. Așa, nu mai există PDL și PNL. Au venit cei de la PNL să vă dea o listă ca să semnați pentru a promova un proiect de hotărâre? Deocamdată nu. Nu a venit. Am avut o discuție, dar părerea mea este... De ce nu s-a mers până la capăt? Păi noi l-am făcut. Noi am făcut prima dată acest proiect. Dar acum lucrurile se cam schimbă pentru că unii dau cu subsemnatul, mă rog.
Păi să-l facă cei care n-au votat, să-l facă consilierii USL, cei care au fost în această organizație, în acest tandem, pentru că ei sunt vizați în această problemă, nici de cum noi. Noi am făcut, n-au fost. Bun. Și atunci de ce s-a mai purtat această discuție legată de posibilitatea de a promova din nou un proiect de hotărâre pentru constituirea Consiliului Local crezând, ca și parte civilă în procesul lui Boșcodeală? Crezând că după această hotărâre pot să remedieze acest proiect de hotărâre. Din câte am înțeles, eu nu sunt jurist și nu stăpânesc foarte bine acest segment, am înțeles că se poate da primăria în judecată sau pe cale civilă și să recuperăm acest prejudiciu pentru Consiliul Local. Nu am cunoștință, v-am spus, dar a mai face un doar proiect. Doar condițiile în care se dă o hotărâre definitivă e revocabilă în defavoarea primarului și se stabilește un anumit prejudiciu. Un prejudiciu. Din ce știu eu, din ce am studiat de DNA. Din ce știu eu, faptul că noi nu ne-am constituit parte civilă atunci, la momentul când s-a făcut acest proiect de hotărâre, dacă domnul primar va fi găsit vinovat, acest prejudiciu nu vine, dacă va fi recuperat, nu va veni către bugetul local, ci se va duce către bugetul de stat. El se va recupera, sub o formă sau alta, de recuperat se va recupera, dacă se va găsi vinovat. Dar noi, ca și Consiliul Local, noi trebuia să ne apărăm acest drept, ne revenea nouă, eram obligați să facem acest lucru, pentru că trebuie să făceam parte din Consiliul Local, consilierii făceau parte din Consiliul Local și trebuia să facă acest lucru. Erau obligați prin lege. Cei care au fost la PPDD atunci sunt zgeciuc acum. S-au dus la PSD, dar ei au votat înainte pentru constituirea ca parte civilă, ei s-au scos, cum s-ar spune așa, mai pe românește. Proiectul a fost făcut de domnul avocat Ciprian Iene, semnat de mine și de Bogdan Hudițoiu și au și votat atunci. Bogdan Hudițoiu s-a dus dincolo. Da, este acum PSD. Consilier PSD. Da, o fi bine Oprea. Acolo? Cum îl vedeți așa din partea asta la altă? La fel ca și înainte, fără nicio problemă, fără numai nicio că inițiativă. Acum eu când, mânuțele, da, așa? Eu când l-am, da, invers. Eu când l-am întrebat, mi-a spus că a plecat către această formațiune să poată să promoveze proiecte de lege. Nu știu, proiecte de hotărâre. Păi pentru a promovat la proiecte de hotărâre de m-am săturat eu, domnule. Da, deocamdată n-am văzut niciun. Toți consilierii au promovat, deci nu mai sunt atât de mulți. N-am văzut niciun. Fiecare zi se promovează proiecte de hotărâre de către consilieri simpli. Da, asta a fost, i-am respectat decizia, nici n-am... am insistat să rămână, dar fiecare cu decizia lui de a migra către unde crede el că este mai bine. Cred că un om poate să fie util și poate să-și facă treaba în orice formațiune politică, indiferent că e un partid mai mic sau un partid mai mare. Dar ce a primit în schimb? Nu știu și nu cred că au fost negocieri. Pur și simplu s-au dus după iluzii și după știu eu, promisiuni deșerte. Că păi tu mai oameni, adică da. Trebuie să le fi promis ceva. Da, trebuie. Trebuie adică să-i determin. Ce face Bogdan Hudiță în afară de a fi consilier local? Am înțeles. Când era la noi în organizație, are o afacere, are un magazin de piese auto, este administrator și administrator nu. E om de afaceri. Bun. Și n-ați simțit că pleacă? Da, dar vedeți dumneavoastră, această ordonanță a fost permisibilă și nu aveai ce să faci decât în urma unui discuții. Înainte, noi am demis înainte pentru lipsă de activitate în Consiliul Local Municipal. Da, noi am făcut lucrul ăsta, dar n-am avut câștig de cauză în instanță. Da. Și cu domnul Mântoiu, și cu Bogdan Hudițoiu, și cu domnul... Da, de ce? Ce a zis instanța? Domne, că e o ordonanță și asta e. Da, și Curtea Constituțională s-a prelevat de faptul că Curtea Constituțională
nu a dat câștig de cauză acestui fenomen. Da. Frumos, mă, e la Buzău aici, și la Buzău, cu politica asta. Bun, asta rămas sunt doi consilieri, adică dumneavoastră și încă un consilier. Da. Ce, care e orientarea așa pe acolo administrativă? Noi trebuie să ne terminăm mandatul, ducem această activitate de consilier local până în 2016, atunci o să vedem ce decizii o să luăm. V-am spus, am rămas într-un grup restrâns în această organizație, oameni care au crezut în acest proiect și cred în acest proiect. Care proiect? Stați așa. Proiectul care a fost al Partidului Poporului, cel făcut de Dan Diaconescu și compania Câte apartamente ați dat până acum? Dacă eram la guvernare, dădeam câte am promis. Dacă noi conduceam și eram la putere... Nu e PPD la de la guvernare acum, domnule. Nu este. Este împreună cu PSD. Deci PPD-ul nu este la guvernare, are un protocol de colaborare cu la putere. Nivel și acum nu se mai regăsesc, pentru că grupul parlamentar s-a disființat, au plecat. Deci nu mai avem nici la Senat, nu mai avem nici la Camera Deputaților, deci cred că acest protocol nu mai există decât pe hârtie, iar și când a fost acest protocol... A fost așa pentru turul 2 sau ce? Da, a fost doar pentru alegerile prezidențiale și atâta tot. Unde, știți foarte bine, rezultatele au fost pe măsură și partidul de dreapta a ieșit învingător. Dar dumneavoastră de ce ați refuzat PSD? Eu nu am refuzat. Eu am intrat în acest proiect, felul meu de a fi. Atunci când s-a pus problema cu ordonanța traseiștii. Păi atâta timp cât eu am făcut opoziție acestui partid și am intrat în acest partid pentru a spune părerile și... De ce nu? A fost un moment în care puteam să-mi exprim părerile mele, să fac, crezând că pot să fac într-o echipă, să fac parte dintr-o echipă care să ajutăm cetățenii acestui oraș. Poate am făcut lucrul ăsta, poate nu am făcut, ei rămâne să mă judece, am făcut tot ce mi-a stat în putință. Vedeți și dumneavoastră că e foarte greu să poți să răzbești, pentru că facem parte dintr-un sistem foarte bine pus la punct. Noi suntem un partid mic, un procent mic și de membri, și în Consiliul Local și în Consiliul Județean, exact ce ați spus și dumneavoastră mai devreme, dar lupta trebuie să meargă până la capăt, până când se termină acest mandat. Dacă am făcut bine, vom vedea, dacă am făcut rău, vom vedea. Bun, o să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne precizați cum și de ce ați votat la buget. Bugetul Consiliului Local și la alte proiecte care au fost supuse de la începutul anului și până în prezent. Vă mulțumim! Da, am revenit a doua parte a emisiunii noastre, în care îl avem ca invitat pe președintele interimar al PPD de Buzău, consilierul municipal Silviu Roșoru. Vorbeam în prima parte despre cum se abordează problema la nivel de Consiliul Județean și de Consiliul Local. Haideți să ne continuăm discuția în legătură cu votul pe bugetul primăriei din acest an. Da, cum ați votat și de ce? Aici noi n-am abținut, consilierii PPD și consilierii PNL s-au abținut la acest proiect de hotărâre. E normal, nu poți aloca din banii publici un buget anual pe societăți unde lucrurile nu merg atât de bine. Ați văzut și precizarea domnului viceprimar Radu Sebastian, a scos în evidență aceste aspecte. Eu cred că, mai ales la vremea actuală, când situația asta financiară la nivel național, dar nu vorbim de nivel național, noi vorbim strict pe orașul nostru, e precară și banii se strâng foarte greu. Bugetul e un mare măricel. Da, dar trebuie să
din punctul nostru de vedere, acest buget e foarte bine analizat și să meargă acolo unde chiar este necesar, unde sunt lucruri de făcut, lucruri concrete. De exemplu, asfaltarea, unde noi de 25 de ani avem această problemă. Niciodată noi nu am dus proiectul ăsta cap-coadă să, știu eu, în 3 ani, în 4 ani, să o echipă, un consiliu local, în frunte cu primarul, să termine această asfaltare. Nu într-un an, nu în doi, dar măcar într-un mandat de consilier să, de consiliul local să terminăm. Nu poți băga tot timpul sau aloca bani unor societăți unde sunt găuri negre. Tot timpul cheltuială, iar eficiența nu se vede. Și avem aceste societăți, sunt ale Consiliului Local, unde directorii vin și ne explică fel de fel de superfugii și fel de fel de analize în care nu se spune nimic concret. Deci noi ne-am abținut. Sunt și părți bune unde banii merg într-o direcție bună către asistența socială, către, știu eu, către unitățile de învățământ, către poliția locală, dar v-am spus, sunt și anumite societăți unde nu se regăsesc acești bani. Acești bani se strâng cu trudă de la cetățenii orașului și trebuie să foarte bine chipzuiți. De aia ne-am și abținut. Bun, legat de, ați atins și subiectul legat de societățile subordonate Consiliului Local Municipal. Din punctul nostru de vedere, ce ar trebui să se facă acolo? Urbis, Transbuz, Prestcom. Acum eu nu vreau să fiu părtaș sau să fiu un bun analist. Eu nu... Ați văzut rapoartele făcute de Camera de Conturi și Curtea de Conturi au scos la iveală neregulile din aceste societăți. Dar sunt și activități benefice, adică benefice, servicii, să spun, benefice. Și Urbi sau și Transbuzul, Ramul, dar cred eu cu o atenție și cu un manageriat și cu specialiști mai atenți s-ar putea face să fie mai eficientă unitatea respectivă și serviciile să fie mai de calitate. Mă refer la tot ceea ce este prins în acest oraș. Bun, dar au rulat foarte mulți bani la societățile astea. Sigur că da, și ați văzut că au mai fost semnale și când unele, era domnul Cosimier, domnul Barbu și Iene Ciprian și noi când am avut un cuvânt de spus, când am tras la răspundere, când am pus întrebări, v-am spus, s-au dat fel de fel de răspunsuri care au fost un pic așa pe superfugii. Bun, și revenind la demisia pe care și-a depus-o viceprimarul Sebastian Radu, a punctat câteva aspecte. Da. Da, unele chiar cu referire la societățile respective. Da. Bun, de ce nu se ia cuvântul de către cei din opoziție la fiecare proiect care ar trebui, nu, să fie supus atenție, supus dezbaterii și consilierii din opoziție să ia cuvântul și să spună, domnule, aici nu e bine, aici nu e bine, aici nu e bine. Știți foarte uneori, bine că uneori nu voturi, s-a luat, dar uneori s-a luat. Sau da. Voturile împotrivă nu sunt într-un fel justificate, nu că sunt obligați consilierii să le justifice. Dar știți foarte bine că e și presa pe acolo, poate vor și cetățenii de nânsă și, domnule, dar ce interes au avut să abțin? N-au primit bani nici ei? Păi de ce ei nu și-au partea leului din vreo afacere, ceva de genul? Nu, nici de cum, nici nu s-a pus în calcul așa ceva și nu știu dacă consilieri ar fi implicați în astfel de lucruri. Nu cred eu că ei fac acest lucru, dar este de analizat și bine. Asta nu este atribuția noastră, ci a organelor de cercetare și a instituțiilor statului.
Și s-a văzut că în ultima vreme își fac pe deplin datoria și vedeți zi de zi că și la nivel național și local. Și local apar fel de fel de procese penale și de condamnări care astea nu duc decât într-un singur punct, gestionarea proastă și fraudarea bugetelor. Bun, avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm. E adevărat, scuzați, deranjul, e adevărat că domnul Silviu Roșiru are și un grad de general plin? Da, cred că este o glumă. Eu nu am... Noi am dat... Sunteți sub acoperire? Nu, cred că este o glumă. Bun, hai să închidem această... Da. Mă rog, dacă vreți să faceți miștouri, faceți da, legi. Este, noi am dat o declarație înaintea... În momentul când am... Când am candidat, fiecare candidat are o... Se dă o declarație, avem cazier... Se verifică orice candidat, nu se poate, nu poate, adică este împotriva... Da, de unde? E vreo legendă din asta cu acoperitul la dumneavoastră? Nu știu ce general, eu nu am avut nicio legătură și știți foarte bine, Buzăieni mă știu de 40 de ani și n-a... Sunt glume și glume, așa cum fac toți, dar nu trebuie să... Vă asumați până la urmă calitatea de persoană publică prin prisma funcției până la... Nu? Sigur asta că e. Da. Dar pe mine nu mă deranjează, pot să spun orice de mine, oricând pot să justific absolut orice. Nu e neapărat... Dacă eram... Recunoșteam, Doamne fește, nu era nicio problemă și dacă eram, nu eram în funcționar public. Pentru că este incompatibilă mai funcția. Mai sunt neacoperiți. Este problema lor și vor, mai devreme sau mai târziu, vor fi trași la răspundere și vor fi aduși în fața legii. Bun, până atunci, domnul Roșoru, haideți să ne spuneți ce mai face organizația. Organizația, v-am spus, cam s-a restrâns. Cam număr a ajuns sau... Nu mai suntem cum am fost în 2012, când partidul era pe val. Acum au rămas, cred eu, oameni care au fost și au crezut în proiectul Dan Diaconescu și a echipei sale. Avem și un număr de 22 de consilieri la nivel de județ în diferite comune, își fac datoria, tot timpul. Stingheri, ei tot timpul au făcut și cât au putut. Gândiți-vă că USL-ul, știți foarte bine, a avut un rezultat, ce să zic eu, foarte, foarte bun la nivel de județ și de municipiu. Așa a hotărât electoratul, ce au votat aia au. Dacă să oamenilor... Mulțumesc că celor de la PDL, domnule, cei de la, mă rog, foști useliști. Nu știm, vedeți dumneavoastră, tot timpul oamenii... Credeți că au fost votați așa, că au fost iubiți de popor? Nu, sau ce? Oamenii n-au... Nu, cred eu că nu mai au ce să aleagă și... Sunt un pic debusolați și cred că nici n-ai timp să-i cunoști pe oameni. Vin oameni noi în politică, necunoscuți. Știți și dumneavoastră că unii sunt aduși pe diferite criterii, pe alții pe grad de rudenii sau alții pe diferite interese. Și automat că omul nu mai are ce să aleagă și ajung în situația asta de a fi dezamăgiți imediat după un an electoral. De-aia s-a ajuns și la situația asta în care oamenii sunt scârbiți de politică și de oameni din politică. Tot timpul unde mergem, suntem criticați, suntem analizați, suntem și pe bună dreptate... electoratul are dreptate. Așa și este. Bun. Încă o intervenție telefonică, o doamnă de această dată. Să rămânem. Alo. Să rămânem.
Bună seara. Bună seara. Sunt și eu curioasă, de fapt, mă interesează care este legătura domnului cu Ion Vasile. Am văzut că e deja nou pe piață, de fapt revine pe piață domnul Ion Vasile. Până acum stătea un pic ascuns. Care este treaba? Bun, legătura între Silviu Roșioru și fostul senator Ion Vasile. Da. Să știți că am văzut chiar acum undeva și mă interesează. Nu sunt în Buzău, nu locuiesc în Buzău, locuiesc în străinătate, dar aș vrea să știu care este legătura. Da, bine, mulțumim de intervenție, să luminăm. Mulțumesc, da, la revedere! Legătura cu Ion Vasile este doar de respect, un medic bun din punctul meu de vedere. Nu, a fost în fața... Întreba, da, politic... Bine, nu, poate nu avem, vă nu și avem... de afaceri. Da, nu, n-am avut adică, nici afacere, nici... Așa, diferența noastră... afacere ceva? Nu, nu, nu. Nicio afacere, nu am nicio afacere. În afară de formule de respect și de salut, absolut nimic. Ați apărut în public recent cu domnul Ion Vasile? Nu, nu, nu am apărut absolut nicăieri. Din punctul meu de vedere, este un om respectabil, un om care... Bă, nu m-a deranjat, nu l-am deranjat. Să revină în politică, domnule. Este foarte bine, este bine primit dacă oamenii și electoratul îl votează și de acord să revină în politică întâi, nu să revină ca ales, că nu îi depinde de dânsul. Păi nu depinde, dar dacă adică dânsul va lua decizia asta și va reveni, este doar hotărârea domnului doctor Ion Vasile. Nu, pe mine nu mă deranjează, nici nu mă avantajează, nu am nimic, niciun parteplic cu domnul Ion Vasile. Aveți grijă că avem înregistrată emisiunea. Poate ne trezim cu dumneavoastră și vă asigur, vă rog frumos, înregistrați-o și dacă vreodată credeți că voi face acest pas sau dacă se adeverește acest lucru, răspund cu cea mai mare... cu cea mai mare datorie vis-a-vis de... Da, ți-a avut o discuție cu domnul senator în ultima perioadă? Nu. N-am avut și nici nu intenționez să am și nu cred că voi avea. V-am spus, singura noastră legătură este doar respectul și atât. Ați fost și dumneavoastră la Băniț la acel eveniment? Unde? De sâmbătă, nu? Da, 25 de ani de la lansarea ziarului Opinia. Da. Un eveniment frumos, un eveniment plăcut cu oameni din toate... De vorbă și cu domnul Ion Vasile. Da, acum putea să stați nu, cu... Dar eu nu am stat numai cu Ion Vasile, am stat de vorbă cu toți. Cu toți, și cu jurnaliști, și cu oameni politici. E normal, era un eveniment frumos, plăcut pentru orașul nostru. Îi felicit pe această cale și alte publicații și alte cotidiane să facă acest lucru. Din punctul meu de vedere, presa și-a făcut datoria și își face datoria pe deplin. Asta nu o spun ca să mă pun bine, că n-am nicio problemă când au avut posibilitatea să mă critique și știu eu motivul să fiu criticat, au făcut-o și niciodată n-au fost, știu eu. Da. Dar eu cred că așa este frumos, să ajutăm societatea. Bun, civilă. Stărniți în continuare reacții din partea publicului. Ultima intervenție telefonică, bună seara. Da, bună seara, sunteți în direct. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Da, bun. Cred că n-a mai vrut, s-a emoționat, cine știe. Da, probabil. Bun, domnul Roșioru, suntem la finalul emisiunii. Da. Ce proiecte aveți pentru anul ăsta ca partid? Ca partid încercăm să spuneți-o să finalizăm continuarea? Nu, să finalizăm să finalizăm proiectul acesta cu parcarea locurilor de parcare de la domiciliu pentru adică vrem să noi am mai avut noi consilieri pe PDD am mai avut această tendință sau cum să-i spun inițiativă de a face acest proiect. O să mai studiem și o să îl punem la punct, nu neapărat o să îi rugăm și pe colegii de la PNL, de la PSD să fie de acord cu acest proiect în care să fiecare om să știe care e locul de parcare între 19 și 7 dimineața și să se perceapă o taxă,
știu, foarte mică, anuală, în care să nu mai existe această degringoladă în locurile de parcare. Noi avem suficiente spații să... Eu cred că se pot să crea. Să putem împărți locurile de parcare în municipiul Buzău. Pentru fiecare... Municipiu. Da. Măcar atâtea câte sunt să da, facem acest lucru. Și cei care rămân pe din afară sau cum? Nu, eu cred că... Nu putem să aplicăm acea soluție ca la București în anumite sectoare, domnul Rușaru, pentru că nu există spațiu suficient. Măcar adică... să facem acolo unde există spațiu suficient, iar unde nu este, nu este. Lăsăm parcarea la libera... știu, alegere și posibilitate. Dar acolo unde se poate să facem, să facem un lucru ordonat. Cine nu înțelege că așa sunt regulile în municipiul Buzău, să fie sănătos, domne. Adică de ce să te super că mi-a luat locul de parc extraordinar? Nu, asta v-am spus eu între... Ca și cum l-a făcut el. Sau 19 și 7 din se poate. Pe urmă, parcarea este liberă fiecare pentru oricine și oricum. Fiecare plătește taxe și impozite, fiecare plătește taxe și impozite pentru mașină. Și are dreptul să parcheze oriunde este legal în municipiul Buzău. Că-i convine lui Gigel de la 3, care se uită din 5 în 5 minute să vadă dacă i-a luat cineva locul de parcare pentru că soția e plecată după cumpărături sau nu, asta este problema și educația fiecăruia. Da? Da, pe urmă, am vrea amenajarea spațiilor verzi din fața blocurilor. Ați văzut că sunt unele spații la... în cartier la anumite blocuri unde au fost îngrădite, unde au pus anumiți locatari roșii, 2-3 locatari. Nu, eu cred că aceste spații trebuie să bine amenajate de către societatea Urbii și să dea un aspect plăcut acestor locuințe. Bun, domnul locuri de parcare. Da. Bun, domnul Roșior, oricum va fi propus de la PSD un viceprimar. Că e Dunel, că e Alexandru Dunel, că e tânărul Daniel Lambru, asta rămâne de văzut. Veți vota candidatul PSD? Trebuie să avem un viceprimar. Vedem în primul rând cine candidează. Votul este secret. Vom vota. Ați vedea pe cine noi votăm la PSD? Omul. Da, păi... De la PNL putem să... Nu, dar de la PSD. De la PSD, da. Domnul Dunel, cred. Da. Domnul doctor Ioniță. Numai să și vrea. Numai să și vrea, asta Bun. Este. Ar fi și domnul consilier Lambru, dar e un pic cam tânăr, dar se formează și dacă echipa... Aici depinde foarte mult și de echipa pe care o are și susținerea din Consiliul Local, dar vedeți dumneavoastră, condamnarea domnului primar i-a destabilizat un pic și s-au speriat. Eu credeți cred că n-ar nu trebui... este un grup unit, cel al PSD? Nu, ei sunt un pic debusolați. Am cel înțeles. Puțin așa mi s-a părut ultima vreme, dar nu avem de unde să știm lucrul ăsta. Da? Eu spun ca și coleg că nu e cazul, pentru că n-au făcut nimic ilegal și cred eu din punctul de vedere și mi-asum acest lucru, n-am de unde să știu și v-am spus, este doar o părere, că în dosarul Gloria Buzău, acolo s-a condamnat greșeala. Nici de cum că s-au furat bani, că s-au luat saci de bani. Sau... Da, asta cred se știe eu. Deci acolo a fost o greșeală. Asta datorită echipei de juriști sau... vedeți dumneavoastră, ca primar trebuie să-ți alegi foarte bine oamenii și profesioniștii din jurul tău, că dintr-o greșeală poți să ajungi să fii condamnat. Bun, domnul Roșoru, din arca opoziției cu siguranță va fi propus tot așa, un candidat pentru funcția de viceprimar. S-a stabilit ceva până acum? Nu, deocamdată nu s-a stabilit. Ați fost chemați la negocieri? Au fost discuții, dar nu știu ce să spun. E cam devreme să luăm o hotărâre. V-am spus, din punctul de vedere... Și din opoziție, pe cine ați vedea? Aș vedea ca candidatul independent Paul Negoiță, l-aș vedea pe fostul viceprimar Bebe Ionescu, actual la PNL, care și el ar putea lua această funcție.
și orice consilier, cred eu că ar face față la această... Dacă, vă spun în continuare, dacă are susținere și aparatul din primărie îl ajută de funcționari. Domnul Roșoru, vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc și telespectatorilor dumneavoastră. Și în opoziție acolo și să fiți mai activ, că așa vă dorește poporul. Așa am să fac, poporul cu siguranță. Poporul acela, de la Partidul Poporului. Cu siguranță. Vă mulțumesc mult de tot. Da, ne mulțumesc și eu care au urmărit această emisiune. Să aveți o seară bună, la revedere. Ești ok sau...